Asta mi se pare problema, de fapt, uh -huh. pe care o au în momentul de față filialele firmelor din România, faptul că s-au bazat foarte mult pe delivery și execuție. execuție. Uh -huh. Și acum că ne uităm că, mă, hai să vedem cam ce e mai important, uh -huh. gânditul de la exact. început, sau execuția... S-ar putea să nu mai fiți voi cei mai prețioși uh -huh. din companie. Aptitudinile astea de a înțelege business, de a face, de a gândi soluții, de a testa, uh -huh. de a evalua alternative sunt mai importante decât strict scrierea de cod, trebuie să faci shift-ul ăsta. Tu trebuie să răspunzi unei adevărate nevoi din piață. Nu poți să faci tehnologie doar de dragul tehnologiei. De asta am făcut și Innovation Labs programul anul acesta mai focus pe product, pentru că mi se pare o oportunitate în România care încă nu a fost atinsă. Important este să găsești acel lucru care cu adevărat te împlinește și să nu te duci în IT sau în startup-uri doar pentru că e cool sau doar pentru că se fac bani, de ce nu trebuie să te duci să o întrebi pe mama ta dacă îi place produsul tău? Deci e de exact. mom Ma test. Da, da, da. mama, mama o să spună că te iubesc copilurile, cum să nu stic. e Exact. E produsul tău da. foarte bun. Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt dorușu Peală. Astăzi ne întâlnim cu Flavia Husar, unul dintre liderii noului val de profesioniști din domeniul inovației și antreprenoriatului tehnologic din România. Flavia este cofondator, Chief Innovation Officer și mentor la Innovation Labs, incubator, accelerator și școală românească informală de dezvoltare de produs digital. Innovation Labs este locul unde iau naștere și prind aripi startup-uri puternice formate din tineri ambițioși cu soluții care au ambiția să schimbe lumea în bine. Cu o experiență solidă în programare și design, dar și ca lider de echipe, Flavia s-a dedicat în ultimii ani formării tinerei generații de inovatori din România. Pasionată de deschiderea unor noi orizonturi și de depășirea limitelor, modelului de business outsourcing din industria IT, Flavia este activă nu doar în educația informală pentru antreprenori, ci și în industria digitală care face performanță globală. Din 2023, ea este product manager în startup-ul românesc FloX AI, unde dezvoltă alături de echipa de ingineri unul dintre cele mai ambițioase proiecte de modernizare a industriei financiar-bancare, folosind inteligența artificială. Flavia crede și demonstrează alături de colegii săi că România poate fi mai mult decât o piață de servicii, de buni executanți și de outsourcing, că avem creierele, viziunea și capacitățile necesare pentru a deveni un hub de inovație reală. O să găsiți inspirație, curaj, ambiție, gândire pozitivă și multe idei valoroase în acest episod. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Podcastul Hacking Work este susținut de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Mulțumim pentru sprijin echipei Innovation Labs și prietenilor de la Agenția de Comunicare Caracteristic. bucură de acest episod, să-ți fie de folos! Servus Slavia, bun venit la Hacking Work! Bine te-am găsit! Mă bucur tare că avem ocazia asta să vorbim foarte documentat și foarte uh, practic și pragmatic despre inovație, pentru că ești Chief Innovation Officer la Innovation Labs și unul dintre oamenii care împinge în față uh, ideea asta de inovație, mai ales în mediul digital, în România, cu uh, experiență bogată, cu date concrete și cu un volum de muncă uh, al, cărei impact, al cărei impact deja se vede. Uh, Spune-mi suntem acum în mai și vă apropiați de finalul uh, campaniei de anul ăsta la Innovation Labs. A fost să aveți 20 de finaliști și din 80 de uh, echipe și uh, vreau să mi spui cum simți anul ăsta, cum simți competiția de anul ăsta uh, față de anii trecuți și față de cerințele din piață. O foarte bună întrebare uh -huh. și o să fie un răspuns un pic mai lung ca să dau Te niște rog. context așa despre ce s-a întâmplat până acum. Într-adevăr, acum suntem la finalul ediției cu numărul 12 Innovation Labs, care se va finaliza cu un demo day pe 28 acum în, în București, unde finaliștii, cei care au trecut printr-un program de mentorat de 3 luni, uh -huh. ei sunt startup-uri, la uh -huh. început de drum, un pic pe pe tech, într-adevăr, uh -huh de startup la început de drum pe tech care vor veni să își prezinte ideile în fața unui public, noi estimăm 600-700 de persoane de oameni relevanți în ecosistemul din România ca să-i vadă, să uh -huh. vadă ce au făcut până acum. Noi am început de fapt de la începutul anului cu promovarea programului programul debutează cu hackatoane, sunt patru uh -huh. hackatoane în București, Cluj, Iași și Timișoara unde noi alegem aceste echipe care să intre în programul de mentorat și în care săptămână de săptămână noi trecem prin workshopuri de business și de product, astfel încât ei să își crească produsul. Și asta s-a întâmplat în, în martie, deci cele patru hackatoane au fost în martie și am ales 80 de echipe care în aceste patru centre trec prin programul de mentorat. Și ei învățăm de la zero cum să își transforme o idee, de fapt, să și-o valideze în primul rând, să vadă ca un, un public țintă niște utilizatori și după o să o și implementeze și să ajungă la uh, demodei, de fapt, cu un MVP, cu un produs minim viabil care este testat cu utilizatorii. Am înțeles. Ok, deci uh, ne întâlnim cu oamenii în general tineri care sunt visători și totuși ambițioși, vor să rezolve o problemă, uh, îi uh, ajutăm să înțeleagă cum se construiește un business? Și apoi vedem care dintre ideile lor sunt mature sau sunt funcționale și sau răspund realmente unei nevoi din, din piață. Exact. Și asta uh -huh. ce ai spus ultimul, ultimul lucru este ce încercăm noi la fiecare workshop să le spunem. Uh -huh. Tu trebuie să răspunzi unei adevărate nevoi din piață. Nu poți să faci tehnologie doar de dragul tehnologiei. Pentru că mulți dintre ei pornesc din universități tehnice, dar acum nu numai, în care sunt foarte pasionați de tehnologie și ei vor să folosească tehnologia, adică new tech, AI, blockchain și așa mai departe, dar nu se gândesc că de fapt ei construiesc un produs pentru nimeni. Uh -huh. Și nu te poți baza doar pentru prieteni și pentru familie să-ți folosească um, produsul. Și mai întrebam mai devreme care este da. diferența da. de anul Față acesta. De trecut. Exact. Uh -huh. Anul acesta noi am schimbat puțin programa și ne-am focusat mult mai mult pe uh, product development și pe customer development. E un subiect care în România uh, eu vreau să îl crez mult mai mult și să aduc în rândul oamenilor de tech viziunea asta că trebuie să știi anumite framework să ai anumite cunoștințe uh, de cum să-ți validezi ideea cu utilizatori și cum să te asiguri că construiești ceea ce trebuie înainte să investești atât de mult timp și bani. Ei nu au bani, dar au timp și timpul înseamnă bani în ceva care contează. Și chiar. Noi le-am spus la fiecare workshop Nu vă apucați să codați Nu vă apucați încă să codați Aveți alte tururi de prototipare Puteți altfel să validați Trebuie să ieșiți din casă aule, unde? Să faceți interviuri Să vorbiți cu oamenii respectivi Și au avut inclusiv teme și livrabile pe asta Ca să ne demonstreze că chiar uh -huh. au vorbit cu oameni Și asta a fost mult mai diferită. anul ăsta A fost un focus mult mai ridicat Practic ceea ce observ eu este că oamenii ăștia, ghicșii ăștia, da, sunt aduși cu picioarele pe pământ în lumea reală. Da, Un da. lucru care, nu se întâmplă doar în lumea asta a startup-urilor și a visătorilor care vor ei să schimbe lumea, ci și în, în întreaga industrie IT. O să vorbim și despre asta acum, în partea a doua emisiune, pentru că este un mare șoc al industriei IT din România, care era obișnuită să livreze pe cerințe date de alții sau pe niște lucruri foarte bine stabilite din altă parte și care acum descoperă că are competențe foarte bune în zona asta de tehnologie, de codare, de dezvoltare de soluții soluții, integrare de diverse uh, aplicații, însă nu știe cum să găsească o problemă, o piață, o clientelă, Bine. cum să construiască valoare de business, nu neapărat valoare tehnică. Bine. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Comunitate. Bun. Voi faceți treaba asta de 12 ani, spui că uh, practic avem un proces de maturizare uh -huh. și uh, anul ăsta nu doar că se maturizează sau îi puneți în, în zona asta de a gândi business și de a, -și, a, a sta de vorbă cu clienții potențiali, ci îi și finanțați. Uh -huh. E prima oară când e un premiu mare. Da. Și foarte atrăgător Așa este și asta e o altă diferență De anul acesta uh, Am făcut un partener strategic Cu un fond de investiții Early Game Ventures uh, Care a pus la bătaie Un tichet de jumătate de milion De euro mm -hmm. Deci mm -hmm. 500.000 de, de euro Pe care îl va da la finalul programului La demo de unei echipe Uhum. Acum, fiind primul an, noi și discutăm exact cu ei cam cum ne potrivim, cum ajustăm programul, cum e și comunicarea între ei și echipe și o să fie ceva pe termen lung. Adică, de la început am discutat cu ei că va fi o chestie pe 5 ani, să zicem, sau mai mult de 5 ani și vrem să conturăm alături de ei și ce au nevoie aceste echipe ca ele să poată să fie finanțabile. Că nu este ca și cum. Uh, și, și asta le explicăm. Că uhum. unii acum. Naiv gândindu-ne, întrebările care ar veni către noi sunt ok, și eu cu aia, ci se, ce fac cu ei? <laughs> dacă eu nu știu ce Bania, fac cu ei... Maria, nu sunt nu să-ți cumperi <laughs> da. un apartament exact, sau, o sau o mașină luxoasă, exact. ci să investești în dezvoltarea produsului. Da, da. Uh -huh. Și am adăugat și acest ler cumva deasupra programului despre investiții. Și cum funcționează de fapt investițiile, nu doar în România normal, chiar dacă noi în România avem niște plusuri și minusuri adăugite, dar și anumiti termeni pe care trebuie să-i știi din investiții. Uh -huh. Și am pornit de la zero, inclusiv am avut un, uh, noi avem un curs, uh, de fapt, uh, pe care o să-l să facem și public, uh, după, după program, pentru că am, am văzut cursul respectiv are output uh, nice. Uh, a fost Cristi Munteanu de la Early Game Ventures și a răspuns două ore la întrebări din public, întrebări fără, fără perdea, cum ar fi, exact și le-a răspuns uh, simplu. Ca să înțeleagă toată lumea. Și a fost un interes excepțional. Și odată ce și-au dat seama că poate să pună orice întrebare, au venit niște întrebări pe care de obicei nu le vezi. Când asta ne-am uitat și noi, că auzi, ok, investiții, ce înseamnă, ce înseamnă fondul capital de risc, VC, Angel și așa mai departe. Găsești niște chestii un pic un nivel mai sus. Da, noi exact, am coborât exact. și am văzut că de fapt trebuie să explici de la început, pentru că nu există asta în România, o școală despre cum funcționează investițiile în US. E foarte valoros ce faceți pentru că e mare nevoie de zona asta de educație și de realism. În a da. hai să înțelegem cum apare un produs, hai să înțelegem cum apare o companie, hai să înțelegem că nașterea asta nu este așa prin magie. Avem noi un garaj unde avem o idee noi și gata. Noi nu avem garaje, noi exact. avem blocuri. <laughs> exact. Exact, dar da. dincolo, de, dincolo de asta, uh, mi se pare foarte valoros că aducem aduceți uh, Cumva un traseu foarte limpede, foarte clar. Băi, oameni buni, avem o idee, uh -huh. avem competențe foarte bune în zona de tehnologie, dar hai să le facem să și funcționeze în piață. Hai să le facem să îți dea și cineva bani pentru ideea ta. Exact. Și să o faci să-ți dea bani durabil, adică să te plătească și luna viitoare, și peste un an. Exact, pentru că dacă, îți dă, model. exact dacă îți dă doar o dată, banii ăștia s-ar putea să fii fericit, însă peste o lună te întorci uh, în da. acel garaj și exact. trebuie să cauți altă idee. Bun, e foarte valoros. Și mai. Mai observ ceva, v-ați dus la început cu universitățile tehnice, dar acum lucrați cu 18 universități din da, România da. și asta înseamnă că ați extins cumva area de competențe ale celor care compun echipele astea. Un lucru care la fel este foarte valoros, pentru că e bine să ai ghici, da, să ai băieți care știu să codeze și știu toate tehnologiile moderne, însă trebuie să aduci idei uh, din industrii pe care să le servești din exact. nu știu, medicină, din zona veterinară, din zona de comerț, din mm -hmm. zona de whatever. E important să ai mai multe tipuri de competențe și treaba asta se transformă într o uh, informație care poate să schimbe mindset-ul industriei IT, care până acum a fost toată doar tech. Da. foarte puțin business, foarte puțin knowledge despre domenii exact. da? și foarte puțin inginerie automotiv, de exemplu, mm -hmm. facem foarte mult software în automotiv, dar avem foarte puțini ingineri de mașini da. Da? care să fie acolo să spună băi, stai să-ți explic cum funcționează o frână cum funcționează da, da, un da. circuit electric, un motor mm -hmm. toate lucrurile astea da. pentru că asta înseamnă competență da. uh, care e reacția uh, cumva a pieței? Cum simți că se schimbă mentalitatea asta? Noi, de fapt, pornim de la niște verticale de business în program. Uh -huh. Deci, nu, n-am vrut uh, înainte, la începuturile Innovation Labs, ne focusam pe niște verticale tech, uh -huh. care clar erau emerging tech sau da, lucruri uh, în care faci tehnologie. Uh -huh. deci, ari, uh, și ne-am mutat spre arii de business pentru că programul Innovation Labs este uh, finanțat de parteneri corporate care vin în Innovation Labs tocmai pentru a uh, vedea inovația și a ajuta așa inovația în România și pentru că majoritatea au cumva directive în, în direcția de a susține startup urile de a fi inovativ, normal este un diferențiator pentru ei uh, și ne am mutat pe partea asta de verticale de business și cum ziceai tu, de exemplu, retail, da? Uh -huh. Deci comerț, o verticală de comerț îți trebuie niște subject matter experts, niște experți care să știe cum funcționează acea industrie, adică da, poți fi techie și să te gândești că, da, vrem să punem camere în tot, uh, în tot magazinul și să urmărim cam tot ce fac oamenii și să ne dăm seama ce reclame să le punem. Hmm, nu este chiar așa, pentru că nu poți să faci X, Y, poate am încercat și înainte, nu este sustenabil, nu ai de ce să faci lucrul ăsta. Uh, și pentru asta ai nevoie de experți în domeniu, ai nevoie și de acces la poate un retailer cu care să discuți uh -huh. uh, și să vezi dacă chestia respectivă este fezabilă. La fel și pe partea asta de medicină. Într-adevăr, mulți avem idei de cum am putea să îmbunătățim sistemul medical, însă, totuși, trebuie să vorbești cu un doctor din domeniul respectiv, să te duci într-un spital, să vorbești poate cu un director de spital, să vezi cum funcționează de fapt lucrurile și care este de fapt problema. Exact. Și astfel, uh, încet, încet, am crescut uh, plaja asta de universități cu care colaborăm, pentru că Innovation. La zi este un program educațional pornit din universitate. Vrem noi pe modelul din străinătate, adică dacă ne uităm la alte universități care fac asta extraordinar de bine și ies numai startup-uri, uh -huh. așa am vrea să ajungem și noi. Um, și de aceea vrem să ne ducem la cât mai multe universități care sunt deschise să facă asta, tocmai pentru că parteneriatul este unul real, la nivel destul de înalt în universitate, iar profesorii, avem profesori universitari, ambasadori, Innovation Labs, care uh, pot să urmărească parcursul studenților și să promoveze asta în interiorul facultății, ceea ce este foarte important, pentru că acum studenții sunt bombardați cu atât de multe informații și atât de multe programe și oportunități de fapt pentru ei încât trebuie cineva să le filtreze și acolo intervin și profesorii care reușesc, da, un dascăl, un profesor este mult mai apropiat să ți spună ce e cel mai bine pentru tine, te și cunoaște, știe în cum să cum se pliază parcursul tău profesional cu, cu chestia asta. Da, da, mi se pare foarte valoros. ai mare dreptate ce spui, dacă ne uităm la universitățile americane de unde pleacă cele mai multe uh, companii, nu da. Stanford, Harvard, exact. toți ăștia, MIT, uh, ei sunt facultăți de business și tehnologie. MIT e cu tehnologie, dar restul sunt de business. Da. Și cumva e un moment de maturizare nu doar în zona asta de competiții de uh, startup-uri, ci și în momentul uh, în care se află industria IT. Da. Începem să înțelegem că nu mai este suficient să te urci pe valurile astea de tehnologie, acum a blockchain, acum a artificial mm -hmm. intelligence, mâine nu mai știu ce, virtual reality sau uh, augmented reality sau toate lucrurile astea puse împreună. Da. Ci e foarte important să te uiți la o problemă, la o realitate și la modul în care știi să folosești aceste instrumente da. să rezolvi o nevoie exact. în mod durabil, în mod profitabil și în mod creativ, exact. adică diferit față de, de ceilalți. E, treaba asta, mie mi se pare că uh, ar fi trebuit să se întâmple mult mai mult, dar cumva, pe de altă parte, trebuie să lăsăm timp uh, natural industriei să crească. Exact. Bun. Hai să ieșim de la. De la uh, uh, sau să mai stăm un pic în zona asta. Cum înțeleg tinerii ăștia cu care lucrați? Uh, ce înseamnă un minimum viable product și pun întrebarea asta nu doar pentru ei, ci și pentru cei care sunt în industria IT, pentru că mm -hmm. foarte mulți din IT gândesc încă în zona asta de waterfall, e undeva departe produsul nostru, lucrăm uh, mult, mm -hmm. ani de zile pe el, mulți dintre ei nici nu știu la ce lucrează uh, Da, sau au o bucățică dintr-un da, gigant pe care nu l înțeleg. Da. Ca să putem să ajungem să înțelegem business și să putem să ne validăm ideile, trebuie să-l facem să funcționeze, trebuie să avem da. un prototip. Despre mm -hmm. asta e vorba. Cum le explicați ce e prototipul și mm -hmm. cum ating, îl ating, cum ajung la el? Uh, cred că cel mai simplu mod prin care noi facem asta, adică eu am ținut, uh, eu alături de colega mea, Ana Spătaru, noi am făcut uh, acest, această curiculă, cel puțin în București. Normal și în celelalte orașe se face uh, cam la fel, curicula este foarte similară, dar uh, am făcut tot programul bazat pe exemple. Exemple uh, care vin din experiența noastră, dar și din normal ce se vede la startup-uri, în general. Deci ne uităm la alte startup-uri din, din țara noastră, în alte țări, oricum noi aducem alumni care să le povestească, dar totul este bazat pe exemple. Și noi avem în workshop un modul teoretic de 30-45 de minute în care îți explicăm ce este ce sunt business model sau ce este customer discovery sau ce este prototyping și cap de cum să faci prototyping sau user testing. Deci, astea sunt câteva titluri de workshopuri pe care uh -huh. le-am ținut, și 30-45 de minute este modul de teorie în care și noi ne focusăm pe exemple și anul ăsta pe glume, adică odată la trei slide-uri este o glumă despre, despre subiectul respectiv și toată lumea ca să înțeleagă de ce nu trebuie să te duci să o întrebi pe mama ta dacă îi place produsul tău. Deci, exact. e de mam test. Da, da, da mama, mama o să spună că iubesc copilule, cum să nu să e, zic, e, exact. e produsul tău da. e foarte bun. Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România, și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Da, și după, noi ne-am focusat pe 1 la 1, pe mentorat 1 la 1. Am dat un call de mentori, o invitație către mentorii care pot veni uh, și au venit. Deci uh -huh. de la 7 la 9 seara, de 3 ori pe săptămână, am avut minim 12-14 mentori care să mentoreze în trei sesiuni de către jumătate de oră pe subiectul respectiv. Uh -huh. Și ei vedeau modul teoretic și după aceea își puneau întrebări și le puneau mentorilor, care veneau și ei din experiența lor, le dădeau și ei exemple, le dădeau sfaturi și asta, asta a mers. Uh -huh. Și mi se pare că au înțeles destul de, de repede și un impact al programului pe care l-am văzut, ne-am făcut și un studiu sociologic acum câțiva ani, cât încă nu era programul atât de extins și cel mai mare impact l-am văzut pe schimbarea vocabularului lor. Aha. Deci este altceva să zici, a, construiesc acel feature care face X și altceva să spui... Mă problema e aia, asta rezolv, ăsta e feature de fapt, care rezolvă problema. Exact. Ne-am uitat la cinci feature-uri care ar rezolva problema, știi? Deci când e schimbarea vocabularului și modului mindset-ului, modului în care vezi lucrurile și să pui întrebarea aia, de ce facem chestia asta? Adică, pe, și pentru cine? Pentru exact, cine exact. și de ce. Ceea ce ai zis tu că lucrezi la un feature mic undeva, nici măcar nu știi de ce, dacă e important, dacă o să fie folosit cumva, el, tu îl dezvolți și după aia se termină pentru tine. Nu uh -huh. ai înțeles nici de ce l-ai făcut, nici dacă e valoros, cât de valoros e, dar asta e. E un shift. Este e o schimbare shift. uriașă exact. și extrem de valoroasă, extrem de importantă să ne mutăm de la a face tehnologie de drag, dragul tehnologiei un lucru care este legitim, ne place, etic, ne bucurăm, uite, funcționează, da? până la a face produse sau a găsi soluții la probleme. Da. Da. E treaba asta, dacă reușim să o facem, nu doar în zona de startup-uri, ci și în întreaga industrie, mm -hmm. ne va aduce cumva într-o poziție nouă, pentru că acum hai să trecem la industria IT în care ești, pe care o cunoști foarte bine, și să vă vedem ce nu merge sau uh -huh. ce înseamnă criza asta pe care cu toții o simțim vedem foarte multe companii care concediază este hiring freeze uh -huh. sunt înghețate bugetele de learning sunt foarte multe lucruri în așa în, în incertitudine și e o lipsă clară de viziune și de direcție în cele mai multe companii um, e limpede că trebuie să ne mutăm de la a fi a face producție de dragul producției uh -huh. la a face produs soluție a pune mai multă inteligență și mai ales da. inteligență de business, nu inteligență tehnică pentru că asta, da, sau artificială, da, inteligență de business mm -hmm. în ceea ce muncim. Da. Um, tu ești product manager la unul dintre startup-urile cele mai uh, hyped, ca să zic așa, cele mai vizibile, da? la FlowX AI, cu AI și o să vorbim despre AI, dar ești product manager, ești un om care vorbește despre produs, care vine cu picioarele pe pământ, care este în zona de business și înțelege, băi, are client o nevoie, hai să vedem cum uh, o rezolvăm, hai să vedem dacă este uh, cumva uh, o soluția noastră este mai bună decât ale celor, uh, exact. uh, ale celor ale toate lucrurile astea. Bun, cum simți industria uh, IT? Cum o vezi astăzi? Da, ca și background, eu am pornit ca acel techie care a început uh -huh. cu development că am terminat automatică și calculatoare uh, și chiar dacă am avut eu niște workshop-uri, uh, workshop-uri, am uh, uh -huh. mă scuzi, uh, care au fost uh, în alte domenii, au fost în marketing și în HR, că eu am vrut să încerc uh, alte lucruri. După ce am terminat facultatea, m-am dus uh, să fac programare și făceam front-end, uh, deci partea asta vizuală, tot timpul am fost atrasă de partea asta vizuală și de grafică, și pe parcurs mi-am dat seama că îmi place și mai mult partea asta vizuală și că îmi place cum funcționează lucrurile, cum pot să mă duc eu mai să mă dau un picior în spate, să, văd, să nu văd designul final să-l implemente, să fac eu designul. Și m-am dus spre design, spre UX-UI design și am descoperit ce înseamnă UX-ul de fapt. M-am dus la în comunități din astea cele care existau atunci în, în București, să cunosc alți UX-designeri uh, și am citit destul de multe cărți, cumva. Asta a fost primul sfat pe care l-am primit, că trebuie să citești aceste 30 de cărți și după o să fie ok pe UX. <laughs> și acum okay. le zic la oameni să citească măcar două, dacă se poate. Uh, și nu știam pe vremea aia, de fapt, ce făceam eu sau cum se numește, că eu mă implicam, discutam și cu clienții, eram într-adevăr, lucram în consultanță, am lucrat șapte ani într-o companie de consultanță și mă duceam destul de des la clienți, vorbeam cu, cu oameni acolo și nu prea știam ce fac. Eu făceam design, făceam flow-uri. Și după am descoperit, de fapt, prin intermediul Innovation Labs, de fapt, că eu am intrat în Innovation Labs și am început să cunosc tot felul de oameni în uh, România, care, are, de fapt, startupiștii și oamenii care au pornit startup-uri sunt product manager la bază, că și Steve Jobs era product exact. manager. Așa. Și am descoperit acest, wow, product manager. That's the thing. Este omul ăla care stă alături de, de clienți, discută cu ei, descoperă probleme, găsește soluții alături de echipă, atât tehnice, cât cât și de design și este omul ăla care reușește să evidențieze această viziune a produsului care trebuie să aducă valoare. Și mi s-a părut wow și scopul meu a fost să ajung product manager, asta a fost și în corporația în care am lucrat înainte șapte ani, am pornit ca developer, designer și după m-am mutat direct pe, pe product și am construit produse atât pentru clienți, deci produse direct pentru ei, des, făceam discovery la, la clienți și vedeam cam care produse s-ar potrivi, dar și produse interne. Uh, și anul trecut uh, mi-am dat seama că în corporație uh, nu pot să fac product așa cum mi-aș dori eu. Adică uh -huh. ai mult mai multe pârghii, uh, unele și negative, unele care te trag înapoi, trebuie să discuss a lot of politics, să get to unde vreau eu, de fapt. Și am vrut mult mai multă libertate și să pot da, să, să fac product, așa cum scrie în cărți. Nu cum uh -huh. scrie în cărți, dar cum am învățat din mii de, de cărți că să pui cap la cap un framework. Și așa că m-am mutat la FlowX. Cumva a fost uh, o chestie foarte naturală. Eu nu m-am dus uh, la niciun interviu. <laughs> m-am dus la FlowX și am rămas la FlowX pentru că mi s-a părut că e mediul în care trebuie să fie acum oricum în România. Adică dacă vrei să faci product într-un startup, trebuie să te duci într-unul care e acolo. Uh -huh. Uh, și pot să zic că am ajuns unde, unde, am vrut, de fapt. Și chiar dacă este challenging, normal, adică nu, e, nu stăm degeaba, <laughs> uh, este, ai libertatea să poți să faci lucrurile și rapid să prototipezi, să discuți cu clienți, să lucrezi la the next big thing. Și asta a fost visul meu când am plecat din corporație, când am decis să plec de acolo și în direcția asta vreau să mergem și vreau să mergem așa cu, de asta am făcut și în Innovation Labs programul anul acesta mai focus pe product pentru că mi se pare o oportunitate în România care încă nu a fost atinsă și asta mi se pare problema de fapt uh -huh. pe care o au în momentul de față filialele firmelor din România, faptul că s-au bazat foarte mult pe delivery și execuție, execuție. Uh -huh. și acum că ne uităm că mă, hai să vedem cam ce e mai important gânditul de la exact. început sau execuția. Acum toată lumea se lovește de faptul că nu mai avem nevoie de putere de execuție, tone de oameni care să livreze tone de ficeruri, că acum ne gândim mai trebuie să livrăm acele ficeruri, mai trebuie să facem acele produse și la fel fac și clienții și bulgăre de zăpadă nu mai există nevoie uh -huh. pentru a livra foarte mult cu foarte mulți oameni. Exact, exact, exact. S-a da. schimbat cu siguranță situația de la nevoia asta de a face multă execuție, ore, volume, oameni, la mm -hmm. a produce mai multă valoare intrinsecă produsului, ceea ce e, nu tot. înseamnă ore. Sigur, mm. se face în foarte multe da, ore, da, dar da. nu mai facturezi ore și nu mai faci strict execuție. Și da. asta ă, industria ar trebui să o înțeleagă. Călătoria e. ta profesională mi se pare definitorie. Și cred că foarte mulți oameni, nu trebuie tot să urmeze, dar cei mai mulți din IT ar trebui să înțeleagă că asta este direcția în care trebuie să meargă și industria. Practic ai plecat da. din zona de tehnologie făcând codare, da. Da? dar ai descoperit la început marketing, după aia HR, după aia exact. design, user experience și într-un final product management. Ei bine... Asta este cumva traiectoria pe care o va avea sau pe care deja începe să o aibă întreaga, întregul sector. Mm. Nu toți profesioniștii din domeniu trebuie să parcurgă traseul ăsta, însă trebuie să se obișnuiască cu ideea că s-ar putea ca a, asta a fost cumva uh, un lucru șocant pe care l-am spus uh, uh, am, am vorbit la IT Days și erau o sala plină de developeri. S-ar putea să nu mai fiți voi cei mai prețioși mm. din companie. Și asta este, asta este cumva uh, da. lucru care e șocant. Pentru că aptitudinile astea de a înțelege business, de a face, de a gândi soluții, de a testa, mm -hmm. de a uh, evalua alternative, sunt da. mai importante decât strict scrierea de cod, pe care poți să o faci mai ieftin în țări mai la est, pe care poate să o mai facă și uh, inteligența artificială pe anumite bucățele. Exact. Atunci da. trebuie să înțelegi, trebuie să faci shift-ul ăsta. Da. Bun, uh, colegii tăi, ai lucrat cu foarte mulți oameni, sunt pe traseul ăsta, sunt în călătoria asta, simți că fac uh, deplasarea asta sau unii uh, ar vrea să rămână lucrurile ca în vremurile bune. <laughs> E o întrebare foarte bună și vreau să încep cu faptul că eu pornind din tehnologie și terminând automatică și calculatoare și fiind printre developer toată viața mea, că și innovation labs, dar și în jobul meu, eu am un respect foarte mare pentru Sigur. developer și consider că e ceva ce eu nu am putut face, adică eu n-am putut să duc până la capăt să ajung senior arhitect în development, așa că respectul meu este vizibil și cred eu că este una dintre chestiile de bază când ești product, ca lumea să te respecte pe lângă. Faptul că um, tu trebuie să cam știi ce faci acolo, pentru că altfel lumea te va mirosi de la început. Deci, asta, acum când lumea te întreabă, trebuie să fii tech, să fii în pro, dar acum nu trebuie, dar ajută. Exact. Și nu trebuie să fi terminat o facultate de profil, dar trebuie să fii pasionat de tehnologie și asta este de ajuns cât să înțelegi lucrurile de bază și lumea să realizeze că tu știi despre ce vorbești. Deci, cu asta, uh -huh. cu asta încep și eu când am plecat din. În corporație am lăsat. Uh, uh, aveam o echipă de 50 de oameni care erau atât uh, product people angajați de mine crescuți uh, și așa, cât și developer și designer. Dar clar, cea mai mare parte sunt au fost developer. Uh, dintre ei sunt mulți care într-adevăr văd valoarea unui product manager sau valoarea a, de a face ceva ce contează. Și asta se Vede clar că sunt mulți the why people care se întreabă, adică mai ales developerii seniori care ajung până la un anumit punct, nu lucrează și oia buni, uh -huh. nu lucrează la ceva ce nu are nicio valoare pentru că e sub, sub nivelul lor, cum ar fi. Uh -huh. uh, dar, clar, mai mult de 50% nu, nu le pasă, adică the job is the job, you go to the job, you do what the boss says, the boss is called product manager sau cum se numește el, clientul. Deci, mai mult de 50%, aș zice eu, că nu nu trag neapărat în direcția asta, și asta poate se vede și la întrebările de genul: OK, tu la ce te aștepți de la un product manager? Sau la un product owner? Sau de la ce te aștepți de la un UX designer? Nimic. Nu mă aștept la nimic, că uh -huh. eu fac treaba. Singur, eu trebuie doar să înțeleg acolo în trei cuvinte ce trebuie să fac. Acum, dacă trecem acum la Flow, Flow fiind o companie mică în momentul de față, cel puțin echipa de R&D, este un nucleu de oameni care fac, știu 100% la ce lucrează și știu tot background-ul și știu de la ce nevoi pornim și așa mai departe. E o diferență majoră și așa ar trebui să fie cel puțin în ideea de product teams, cel puțin în echipa ta ar trebui să știi tu de ce lucrezi la chestia respectivă, unde va ajunge, cine o va testa, dacă am testat-o înainte, deci trebuie să știi tot journey-ul. Dar în corporație este mai greu să faci asta, mai ales din punct de vedere organizatoric, se poate, uh -huh. dar mai greu și este mai greu să o faci la nivel de juniors. Deci, da. junior, să explici unui junior exact problema de la care pornește acel tabel cu 11.000 de filtre este destul de dificil. Dar uh, ei trebuie. Mai întâi, tu trebuie să fie la ei. Ei trebuie să-și întrebe superiorul ierarhic: Eu la ce lucrez? sau owner-ul. Mi se pare că asta e foarte important și, da, trebuie să pui întrebările corecte când trebuie și să ai un scop măcar că. Acum, voi la Innovation Labs lucrați cu tineri care au idei antreprenoriale și este un lucru foarte bun, dar da. nu toți sunt așa. Da. Traseul tău profesional este de altă natură, în sensul că ai pornit în carieră într-o corporație și ulterior da. ai simțit nevoia asta a libertății și a, mai mult, a unui spațiu mai amplu în care să poți să faci lucrurile. Ăsta este și sfatul pe care îl dau de cele mai multe ori studenților cu care mă întâlnesc. Mergeți în corporație, pentru că asta vă dă foarte multă structură vă dă da. acces la resurse, vă dă acces la mentorat, vă dă mm -hmm. acces la o mulțime de lucruri pe care, într-un alt context, s-ar putea să nu le găsiți. Mm -hmm. Însă, la momentul în care simțiți că, că lecțiile s-au încheiat, ca să spun așa, sau, mă rog, spațiul de dezvoltare nu mai este cel pe care uh, vi-l doriți, da. e limpede că trebuie să vă duceți în, în direcția asta a zonei mai riscante, a zonei mai aventuroase a zonei mai uh, libere, da, cu plusuri și minusuri. Da. Bun. Um, toată lumea ar putea să facă treaba asta, sau ar putea să fie unii care să nu vrea traseul ăsta? Eu sunt sigură că sunt unii care nu vor uh -huh. asta și una dintre lucrurile pe care le-am văzut în Innovation Labs dând uh, bine și având o echipă, dând foarte multe sfaturi și fiind și. Deci eu în corporație nu eram doar product manager, eram și uh, manager într-o companie de consultanță cu targeturi de sales și aveam și o echipă care făcea și delivery și product, dar eram. Uh, aveam 50 de. Direct reports. Uh -huh. uh, și dându-le sfaturi uh, și vorbind despre golurile lor, mi-am dat seama că, într-adevăr, eu sfaturile le dădeam din experiența mea. Uh -huh. Dar, de vreme, mi-am dat seama că nu toată lumea vrea să fie ca mine. Și uh -huh. nu toată lumea vrea să aibă același parcurs și nu toată lumea trebuie să fie high achiever. Deci asta e o chestie și cred eu ca lider, ca manager trebuie să înțelege asta și să respecte asta pentru că nu trebuie să transform din toată lumea într un antreprenor în România, care oricum sunt puțini, dar dacă îi forțezi pe unii care n-ar trebui să fie acolo, să ajungă acolo, nici asta nu e bine. Uh -huh. Și cred că este o călătorie cu tine însuți de unde vrei să crești și ce vrei să faci și că, în general, ca sfaturi pe care le dai altora, care poate sunt mai mici, mai tineri, mai la început de drum în carieră, este să își găsească drumul și să își găsească ce le place măcar. Că și dacă nu vrei să lucrezi două joburi, să zicem, trei, cinci și whatever, sau să ajungi în US și să iei investiții de acolo, tu tot poți să-ți faci o carieră care să fie de succes, dar important este să găsești acel lucru care cu adevărat te împlinește și să nu te duci în IT sau un startup-uri doar pentru că e cool sau doar pentru că se fac bani și asta pentru zicem. Că așa se face. Așa se face și așa spune oricum partea asta cu antreprenoriatul. Noi ce încercăm în Innovation Labs este și să uh, scoatem miturile astea. Că înainte, bine, cred că știi foarte bine dacă le spuneai părinților, eu sunt antreprenor sau eu sunt antreprenor, tu te mă de aici, ce faci? Nu că. Nu, Caută-ți ca mamă, un loc de muncă, loc de muncă ca lumea <laughs> și așa. că, Inclusiv. Uh, 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 nu, no, și acum, dacă zici că mă apuc să-mi fac cu un startup, tu care ai putea să fii developer într-o corporație, să ai salariul de 5.000 de euro, hmm, de Aha. ce vrei să faci chestia asta? Știi? Adică exact. trebuie totul să fii foarte pasionat, să ai drive și asta, la asta se uită și investitorii de fapt, se uită la drive-ul echipei, la puterea Aha. de muncă, la profilul acestui antreprenor. Adică, da, ar trebui să fii unde te simți tu cel mai bine, nu trebuie să fii doar pentru că îți place de X că e cool, Trebuie să fie așa. Trebuie să-ți găsești tu drumul și cred că pentru parcursul meu profesional și asta e și uitându-mă în față, eu tot timpul am căutat, căutat ce îmi place mie ca să fac cu mai puține lucruri care nu-mi plac. Și cumva asta m-a adus aici. Normal nu? că nu poți să faci numai lucruri care îți plac, deci uh -huh. clar va fi o, um, un balans, dar balansul ăla să fie înspre lucruri care îți plac. Și tot timpul trebuie să te și să riști în direcția respectivă okay. să descoperi ce îți place. Ok, ca să concluzionăm. Nu e mult să ai să pleci din corporație să mergi în antreprenoriat. Poți no. să găsești un traseu profesional și acolo dacă îți găsești sens și te simți împlinit. Și doi da. la mână, nu e neapărat să înțelegem mesajul ăsta că dacă ești un tech guy foarte priceput, nu mai ești important. Însă trebuie să înțelegi că pe lângă aptitudinile tale trebuie să se mai adauge și ale altora astfel da. încât echipa aia să facă rezultat. Așa. Ai vorbit despre ce așteaptă investitorii sau la ce se uită investitorii când lucrează cu o echipă de, de startup și mi se pare foarte valoros. Hai să ne uităm la treaba asta pentru că de multe ori de multe ori, răspunsurile pe care ei le dau nu sunt cele corecte, deși aparent li se pare că sunt corecte. Da. Da? Îi întreabă, de exemplu, câte uh, eșecuri au avut sau câte alte proiecte au avut și nu le-au ieșit. Și de cele mai multe ori, instinctul sau educația noastră anterioară ne spune, și nu, tot. noi totdeauna ne-am ieșit, am făcut perfect. Exact, și, și asta e un răspuns pe care nu o să primești bani. Da. Da. De ce? Da. Pentru că nu ai învățat și este, ai zis foarte bine, noi învățăm în România să ne ascundem eșecurile foarte mult, adică din nefericire așa este parcursul educațional din România și poate și un mindset, dar mindsetul corect de, și de product și de startup este fail forward, adică uh -huh. da, ca te ridici și mergi mai departe și, dar notezi ce ai învățat. Exact. exact. Nu faci da? a doua oară ce? Nu faci roane. a doua oară ce normal, da. <laughs> și, um, de fapt, ce este în spatele întrebării acesteia, care este, de fapt, și o întrebare de. poate fi și o întrebare de interviu la o corporație, că e o întrebare bună pe care o găsești în foarte multe liste. De, uh, la fel ca aia cu ce defecte ai. Niciunul eu sunt perfect. Nu uh -huh. este adevărat. Trebuie să demonstrezi că ai trecut prin niște lucruri, ai avut niște situații dificile, în care, clar, ți s-a părut dificil oriunde. Ai fi în cariera ta, și ca startup și ca încorporat și să vezi ce ai învățat. Și omul ăla când o să vadă că tu ai reușit să treci peste o chestie dificilă, ai și învățat și n-ai mai făcut chestia asta niciodată sau dacă ai făcut-o ai făcut-o măcar altfel, ai prototipat altă greșeală, asta este o cărămidă din acel mare, uh, mare casă la care se uită un investitor la, la tine și și un angajator, adică asta se... Așa. Se uh -huh. transmite pe orice, de fapt, și investițiile sunt despre, sunt despre tehnologie, sunt despre puterea produsului și așa normal, dar astea sunt niște chestii, hai să zicem, tehnice, da? uh -huh. deci, technicalities. Dar, în rest, trebuie să te uiți dacă echipa respectivă poate să facă produsul ăla, chiar dacă produsul acum este doar un PowerPoint, da. și dacă echipa respectivă nu o să se certe într un an. Aha. Dacă poate să învețe din greșeli, dacă au mai făcut startup-uri normale sau au mai avut în, alte inițiative și echipa este foarte importantă. Și uh -huh. ă, asta de la investiții, la investiții foarte mici, este mici, în sensul de pre seed seed. Că altfel da. ne uităm la zeci de milioane, sute de milioane mai departe, te uh, uiți deci la echipă, pentru că altfel ei n-au nimic. Ce au altceva? Că e o, idee și o, echipă. o idee și o echipă. Și echipa este foarte importantă. Și una dintre lucrurile pe care. Cred eu investitorii le fac, bine, este să și dea seama de caracterul omului, de modul în care vorbește. Pentru că trebuie să vezi beyond the idea, uh -huh. în ce se poate transforma ideea respectivă și startup-ul respectiv. Ok, deci capacitatea asta de a transforma juliturile în experiență și în uh, uh, lecții pentru viitor este foarte da. importantă și uh, să ne mai să mai stăm un pic pe echipă. Da. Foarte mulți cred că dacă ai uh, o echipă de oameni identici cu un nivel foarte înalt de pregătire este perfect. Ori, de fapt, investitorii se uită la diversitate, din câte da. știu eu, și la armonie în același timp. Adică să vă și înțelegeți între voi, să nu vă cotonogiți, dar să fiți cu perspective cât se poate de ample. Da. Și cu background-uri poate diferite. E importantă treaba asta să ai mai mulți oameni de diverse vârste, de diverse forma, formări da. academice. Cum și cu asta? diverse caractere, pentru că mie mi se pare asta foarte important și, inclusiv în toate echipele pe care le-am avut, inclusiv în echipa Innovation Last, mi se pare că e important să poți să te cerți. Uh -huh. Dar să ajungi la o concluzie bună pentru toată echipa la final. Asta cu certatul normal este luată ca o chestie uh, negativă, dar nu este o chestie negativă. Uh -huh. Trebuie să poți să ai un debate în echipă în care lumea este implicată, astfel încât să găsească o soluție bună. Nu un col în care vorbește doar șeful și el a luat o decizie și toți suntem, da, 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 suntem de acord. Nu, trebuie ha -ha. să ridici mâna și să spui, hei, șeful, buletul respectiv nu are sens, adică dacă ne gândim cu pros și cons și așa mai departe. Și asta. Acolo ai nevoie de oameni din diverse background-uri, cu diverse caractere, cu diverse moduri de comunicare, pentru că altfel nu se nasc astfel de debate-uri. Uh, și noi ne uităm aici, de exemplu, unul dintre modelele. E un test pe care l-am făcut eu, o process communication model pe care uh -huh. îl prezentăm și echipelor și le-am făcut și eu în echipele mele și așa. Este despre comunicare și despre cum comunică oamenii și să-ți dai seama că de fapt tu ai cumva o casă pe mai multe nivele și te naști cu un nivel și după aceea greutățile în viață apropo și lucrurile pe care le înveți te duc la următoarele nivele. Uh, și fiecare acel nivel, și să dau un exemplu, eu am ca bază ceva numit promoter. Uh -huh. Sunt oamenii care, nu, no, vorbesc mult, îi spun ideile, se ceartă, sunt foarte. sunt și colerici, adică are culoarea roșu, uh -huh. <laughs> ca să uh -huh. înțelegem. Și asta e modul meu de comunicare. Și dacă mă întâlnesc cu alt promoter, pa, vorbim mult, mult uh -huh. și bine și ne înțelegem perfect, dar dacă mă întâlnesc cu. Zicem, eu pe al doilea nivel am thinker, oamenii care se gândesc, stau, scriu. După am rebel. Uh -huh. Eu dacă, acum am ajuns în rebel și dacă vorbesc cu un rebel, mă înțeleg cu el, dar dacă ne uităm la Flavia de la 15 ani, dacă se întâlnea cu un rebel, nu știa de ce nu se înțelege cu el. Și asta în echipe înseamnă să-ți dai interesul, să comunici și cu oameni de alte... Um, Alte, alt modul de comunicare. Sunt timp de viață. Da, da. și uh -huh. să îi aduci pe toți la masă, și cred eu, ca să sumarizăm: asta trebuie să ai un lider care să poată să facă asta. La început, normal, fiecare dintre echipa de startup e un lider, dar unul va fi ăla care va ridica debate va aduce concluzii, va trage toate toate exact. lucrurile astea și cumva nu este neapărat cel mai priceput tehnic. Nu. Nu este nici cel mai priceput în vânzări, poate, poate da. nu este nici cel mai priceput în finanțe. Da. Dar este cel mai priceput în a ține împreună. În a ține împreună. Și asta uh -huh. mi se pare și și asta ceva foarte important. Adică o echipă fără un lider se va destrăma la un moment dat pentru că toată lumea, ori se va lupta toată lumea pentru acea poziție de leadership care na, asta e, poți fi liderul unei echipe dar nu poți fi al alte echipe și asta e foarte important, deși cei mai buni lideri nu e ca și cum îi pui peste tot și se vor potrivi cu orice echipă Uh, și uh, asta le și spunem Adică din punctul ăsta de vedere Trebuie să aibă roluri în echipă Și trebuie să-și definească rolul Și nu toți pot fi CEO sau whatever they wanna be uh -huh. Trebuie unul să fie ăla Care, hai mă, să tragem și noi o concluzie Că stăm și discutăm de atâta timp Sau, hai mă, hai să nu mai fim supărați Înțeleg că ideea ta e așa Și a ta e așa Dar totuși, cel mai bine pentru produs Ar fi asta uh -huh. Și... Uh, Încercăm să le inspirăm și asta și, da, dacă ți alegi numai oameni cu care te înțelegi toată viața, nu o să ai niciun challenge și nu o să mergi niciodată la nivelul următor de comunicare, pentru că, vei, alege comunitatea, acum ar da, fi, da, da. și dispare, sunt foarte mulți oameni care se protejează. Dispare gândirea critică, nu? Exact. Dispare, cumva, challenge-ul la adresa propriilor da. convingeri da. și s-ar putea să fii foarte fericit cu sine, dar da. nefericit cu business-ul, da. Eu, eu am făcut acest uh -huh. test PCM cu, cu echipa pe care am avut o înainte și majoritatea era un thinker. Pentru că nu, ca fi developer trebuie să fii să analizezi, să găsești o soluție, doar că dându-mi seama de, de, chestia respectivă, nu poți să ai numai developer thinker pentru că nu o să zică niciodată că tu ai o idee proastă, că asta e ideea, adică cineva trebuie să ridice de la masă și să zică, mă, Flavia, nu putem să facem chestia asta, că e o tâmpenie din punct de vedere tehnic, adică de ce să ne chinuim trei săptămâni, facem așa ceva, când noi în două zile putem să... Și ai nevoie și de oameni de genul ăsta. Și chiar dacă este important să aibă această bază de thinker, tu, ca și lider, trebuie să-i ajuți să treacă mai departe. Adică, și tu să-i challengezi. Că sunt oameni, într-adevăr, știi că sunt thinker, nu o să-ți spună neapărat chestia aia, dar tu poți să-i întrebi, nu? Ca lider, poți să-i întrebi. Hai să ne aducem un pic la FlowX, da? Este da. flowx.ai. Da. Adică, inteligență artificială, da. o companie românească, un startup românesc, Ioan Iacob, care a avut și Qualitans, da. Și care uh, are piață globală. Între puținele companii românești, încă care au ambițiile astea, vreau să ne explici ce faceți voi și ce vă face valoroși. Care, e, uh, care sunt atributele care vă fac uh, valoroși în piață globală? Ce vă, uh -huh. ce vă duce, uh, ce vă dă valoare în momentul ăsta și ce vă dă piață? Pentru că mulți ar vrea să își facă rost de lucruri de genul ăsta, poate le spui de unde le-ați luat, <laughs> ca să spun așa. Da, eu m-am alăturat uh, FlowX în octombrie, anul trecut. Uh, ei, uh, echipa, a lucrat deja la produs de, de ceva timp. Cred uh, 2-3-4 da, ani. Da, uh -huh. da, da, adică din pandemie, după pandemie uh -huh. atunci s-a -a, -a început. Uh, cumva produsul este unul destul de matur, Chiar și când când am venit eu, am, am avut un plăcut, o plăcută impresie despre cum arată produsul, deci cred că au făcut o, o muncă foarte bună, mai ales pe partea asta de MVP, în sensul că o știu foarte bine să aleagă ce este cel mai de valoare să pui în produs. Ca și diferențiator, cred că și asta este un diferențiator. Faptul că experiența echipei de a livra soluții de tip MVP cu cea mai mare valoare, cred că asta se vede foarte mult în produs, adică sunt lucruri esențiale în, în uh -huh. produs. Ca și potențial, în momentul de față, se merge foarte mult pe partea de banking, de fintech, pentru că este o piață foarte mare și acolo se vede cea mai mare nevoie de digitalizare. FlowX la bază ca și value point ajută uh, companiile în general să își creeze experiențe multichannel digitale fără a trebui să renunțe la sistemele legacy. Da, deci, uh, ce înseamnă experiențe digitale multichannel sunt aplicații web și mobile făcute cap coadă în, uh, în FlowX. Uh, atât partea de, de UI, uh -huh. care este foarte appealing, adică una dintre punctele forte, și dacă ne uităm pe marea plajă de competitori, de fapt, este că putem să facem niște experiențe foarte frumoase. Uh -huh. și, deci pentru utilizatorii de, pentru aplicații, utilizatorii bancare. de aplicații bancare. Uh -huh. Da, exact. Uh -huh. okay. Bazate, de fapt, pe niște flow-uri de business, adică pornite, și asta mi se pare o altă chestie esențială pe care o uh, uităm, poate, că în bănci, dar nu numai, totul pornește de la un flow de business. Și uh -huh. trebuie neapărat să discuți cu cineva de pe business, un analist, ca să înțelegi exact cum funcționează un astfel de proces. Și legătura aceasta dintre proces și UI, dar și celelalte funcționalități de admin și integrări. În spate, asta este lucru la care lucrează FlowX. Să facă cât mai ușoară experiența unui, uh, unei bănci, unui configurator de astfel de experiență. Am înțeles. Deci, și folosiți inteligența artificială pentru analiza rapidă a tuturor datelor din toate sursele. Astea. În momentul de față, noi avem mai multe, modele, mai multe module de AI care, de fapt, te ajută să faci treaba și mai repede în flow. Uh -huh. Deci, tu, dacă trebuie să îți da, analizezi procesul sau trebuie să îți faci. UI-ul sau uh -huh. trebuie să faci mai repede asta prin intermediul flow. Cumva asta este una din lucruri pe care trebuie să le înțelegem despre AI și despre cum punem noi AI peste tot. Uh, de fapt, de, degeaba pui un chatbot peste tot, ca tu să vorbești cu ChatGPT în aplicația ta, care e irrelevant, poți să vorbești cu ChatGPT în ChatGPT GBT. Da. Așa? Trebuie să folosești uh, generative AI uh -huh. pentru a genera lucruri de valoare bazat pe niște date. Și dacă noi avem aceste date, dacă inputul este unul corect și îl luăm în context, atunci putem să generăm orice vrem noi. Și cum Flow poate genera UI, poate genera proces de business și alte lucruri, acolo îl folosim. Ok, e complicat, nu e se înțelege toată lumea, dar cumva înțelegem că <laughs> o companie din clar. România da. a venit cu o soluție pe care o folosesc foarte multe bănci da. din lume, astfel încât să-și construiască aplicații foarte prietenoase, prietenoase cu, cu utilizatorii cu. Da, și să rămână în, cumva în siguranță și să respecte și legislație, să respecte exact. și partea și asta foarte rapid. să... Repede și fără să împieteze asupra experienței userilor da, Pentru da. că știm din experiența cu aplicațiile bancare Că trebuie să introduci 7000 de date Că trebuie să mai validezi de 742 nu, de ori nu O merge. mulțime de lucruri Da, de multe ori pușcă da. Sunt foarte multe lucruri Înțeleg că e multă valoare aici Bun ai fost în, li în lista Forbes 30 uh, sub 30, da? adică uh, asta e un lucru foarte valoros, uh, Forbes face un lucru foarte bun în fiecare an, găsește 30 de tineri sub 30 de ani care sunt remarcabili, sunt uh, valoroși. Ce te-a dus acolo pe tine, ce crezi tu că te-a dus acolo, că ce au zis ei știm, uh, ce crezi tu că te-a dus acolo și ce ai învățat, care e cumva moștenirea acestei experiențe pentru tine? Uh, da, una dintre lucrurile și poate mesajele pe care vreau să le spun, și despre oamenii care vor să ajungă în Forbes uh, acum, uh, și a devenit o competiție de a ajunge cumva da, în acest da, top. Am întâlnit mulți tineri care vreau să fiu acolo. Ceea ce nu este un lucru rău, dar nu este niciun lucru bun. Eu nu mi-am dorit neapărat să fiu un Forbes 30 sub 30, adică acolo asta topul se bazează pe recomandări. Uh -huh. Asta în cazul în care nu ești o persoană foarte celebră. Da. să zicem, Neșeli. poate din showbiz, Shelly. <laughs> da. Zicem, Neșeli, da. da. <laughs> da. Uh, și ce m-a dus acolo, eu am fost în 2019, când aveam 26 de ani, ce m-a dus acolo a fost implicarea, de fapt, în Innovation Labs, care, de fapt, este organizat uh, ca coadă de Tech Lounge, care este un ONG. Uh -huh. uh, și implicarea asta într-un ONG, de fapt, pe lângă jobul meu, pentru că eu am ajuns în Force pentru Innovation Labs, nu pentru că o făceam development sau UX în timpul respectiv. Um, ce am făcut ca să ajung acolo și de ce am ajuns, poziția mea in, de dinainte de a fi cofondator și CIO în uh, Innovation Labs a fost pe comunicare și branding în Innovation Labs. Și am crescut brandul Innovation Labs de la ce era în 2015 mai nimic, mai nimic ca și brand mare, în sensul că nu aveam followers sau nu exista impactul ăsta în comunitate, la unde l-am lăsat în 2021 și am dat mai departe uh, echipei. Um, și pentru asta, faptul că eu, neavând background de branding, de comunicare, am stat într-un ONG, într-o echipă de core de organizare evenimente pentru a crește ceva în care eu am crezut, adică Innovation Labs este ceva în care am credeam și atunci când poate nu eram atât de de sus ca, uh -huh. și, ca și program, în ceea ce crește acum, că aducem un impact pozitiv asupra unor tineri care ar putea să facă orice altceva, dar ei vin în programul nostru și ne ascultă și vor să-și facă un startup și li se pare asta mișto și cu cât ajunge la mai multă lume, cred eu că e atât, cu atât de mai important. Deci asta da. e cu Să dăm un mesaj. Nu e rău dacă nu ajungi în Forbes în 30 ani. Nu 30, e Pentru că, că unii nu. pot să uh, ajungă în poziții uh, dorite sau să-și împlinească visul după și, 30 de ani. Sau... Și asta. Exact. Normal. E, și, și topul ăsta normal este de aia și în uh, alte țări se face 30 sub 30 tech. 30 uh -huh. sub 30 PR. 30 sub 30. Tocmai pentru că sunt mai mult de 30 de oameni pe an care fac o schimbare. Acum, poate partea asta de recomandări, ce este important este să faci networking. Asta poate este un alt sfat pe care îl înveți văzând că te ajută networking-ul, pentru că majoritatea lumii învață din experiență, că am făcut da. networking, cunosc mai mulți oameni, după aia îmi dau seama, mă, știu pe cineva care să XY și îmi dau seama, a, ce important este de fapt că îl cunosc. Asta facem și în Innovation Labs. Încercăm să le inspirăm că de ce duci la un eveniment dacă nu vorbești cu nimeni. Exact. <laughs> da, deci nu poți să te duci la o conferință și doar să te uiți la scenă și după aia să te plângi că contentul nu, poate n-a fost ceea ce așteptai și uh -huh. pentru că valoarea evenimentelor în general stă în networking și oamenii pe care pot să i aduci la oaltă și despre asta este și force 30 sub 30 pentru că pe mine nu m-ar fi recomandat nimeni dacă nu aș fi cunoscut sute de oameni în Innovation Labs care să creadă unul dintre ei care să aibă putere să recomande că eu ar trebui să fiu acolo exact se întâmplă facem și noi în Cluj Cluj Business and Tech Club și o mulțime de evenimente și înainte de a începe prezentările pe scenă mă duc și le spun celor din sală dacă stați lângă cineva cu care deja vă cunoașteți nu sunteți unde trebuie. Dacă nu merge să ziceți salut, eu sunt Maria, eu sunt Victor, eu știu asta, tu ce cu ce te ocupi? Exact. Nu să uh, duci la nivelul maxim valoarea pe care o poți lua din evenimentul ăla. Mai avem Așa. foarte mult de învățat aici. Da. Bun, mai am două întrebări. Uh, Lucrezi cu tineri, te întâlnești cu tineri. Ce simți despre generația asta, pozitiv și negativ în momentul ăsta? Care sunt lucrurile pe care le, le remarci așa la, prima, la primul contact? Um, pot să zic de anul ăsta din uh -huh. Innovation Labs. Mi se pare că sunt, este primul an după pandemie în care simt că ne-am revenit ca Aha. și comunitate și ca și interacțiuni. Mi se pare că ne-am revenit. Anul trecut, anul dinainte, eram un pic cam ruginiți. Cel puțin ei erau, cred că nu învățaseră de fapt să interacționeze, era și foarte obositor, deci ne dădeam seama că după câteva ore oboseau, nu mai nu puteai să mai discuți cu ei. Noi eram un pic mai obișnuiți, că am făcut asta înainte. Uh, îi văd cu foarte multă energie și cu foarte multă pasiune acum uh, uitându-ne la generațiile de acum noi ca high achievers trebuie să muncim mult, să lucrăm peste program că altfel nu reușim poate ne gândim că ei lucrează mai puțin ceea ce nu este adevărat pur și simplu se uită la lucrurile mai de valoare la care să lucreze și cred că asta este poate un, o chestie pe care trebuie să o învățăm și noi nu trebuie să muncești uh, mult, trebuie să muncești uh, ce trebuie <laughs> și okay. normal, pot să muncești și mai mult dar um, au mult mai multe boundaries deci au pus aceste boundaries poate și pentru că au învățat să facă asta la uh, mai devreme pentru că sunt bombardați cu foarte multe lucruri și informații și lucruri pe care poate să le facă și uh, poate și feedback negativ, pozitiv, astfel încât și-au pus niște limite și mi se pare că acele limite uh, mie la început mi se păreau păi nu lucrează, păi nu stau ei nu -mi răspund mie, nu vorbesc, cum uh -huh. adică nu vin nu, este corect ce fac ei, doar că uh, trebuie să nu o ducă la extrem. Am adică în momentul în care te duci într-adevăr la un job și zici a eu ies la șase, that's very good, dar... Trebuie și să ai grijă un pic cum comunici asta. Da. Pentru că poate fi luată de șeful tău, milenial, destul de negativ, să uh -huh, zicem. Uh -huh. Sau poate fi luată ca o lipsă de responsabilitate și acolo. Adică nu pot să zic că ei nu au responsabilitate sau că am eu mai multă responsabilitate, că normal că am. Dar um, să aibă grijă să își păstreze mesajul ăsta că ei au boundaries, dar că, și că sunt responsabili fără să fie agresivi prote cu protejarea timpului. Uhum. Dar altfel mi se par aceiași oameni, suntem aceiași oameni pasionați și cu flerul ăsta de a-ți găsi ce, ce vrei să faci și e foarte mișto să te uiți la tineri că nu au toate barierele astea pe care le avem noi, că știm destul de multe lucruri și vin cu niște idei din astea la care îți vine să le spui urât că n-au nicio șansă, dar de fapt le spui în mai multe cuvinte cum ar putea să se ducă pe calea respectivă. Și asta e unul dintre feedback-urile și de la mentor, că este atât de interesant să vezi cât entuziasm au și cât de pasionați sunt despre ideea aia care tu în capul tău știi că este un pic cam dificil de implementat și este acel exercițiu tu cu tine să nu le distrugi entuziasmul pentru că altfel pleci acasă ce am făcut, da. dar totuși să-i aduci pe calea cea bună, să poți să le conturezi ideea și mentalitatea și să le explici. Și mi se pare asta excepțional: cum unii pot porni la început de la o idee, noi vedem potențialul în ei și de aceea îi luăm, și la final pivotează atât de mult încât ajung la exact ce-ți imaginai tu la început, pentru că tu, ca și om care știi niște lucruri, știi cum ar trebui să arate, de fapt, ideea respectivă în mare. Da. Bun. Deci asta. Ai atins și subiectul ultimei întrebări, dar încerc să-l formulez foarte direct. Carieră versus stare de bine, sănătate mentală și fizică și sunt convins că un om ca tine cu performanță și cu expunere în atât de multe proiecte s-a lovit deseori de zona asta de burnout, poate și depresie în situațiile de eșec, poate o mulțime de alte lucruri. Cum ar trebui să ne uităm la chestia asta? Ce ai care e experiența ta? Ai avut astfel de situații? Ce ai învățat din ele? Da, inclusiv asta, plecarea mea din corporație a venit cu niște întrebări foarte mari referitoare la ce am făcut eu până acum. Adică, eu numesc ca șapte ani de corporație, că am și cei șapte ani de acasă, am și cei șapte ani de corporație și am investit foarte mult în jobul respectiv și să ajung unde eram acolo, totul. De, cumva terminuse într-o zi în care am decis că eu nu mai vreau să fac chestia asta și uh, atunci, nu știu dacă neapărat să o numesc de depresie, dar clar nu m-am simțit bine, că nu știam ce să fac, adică și toată lumea se uita la mine ca ok, Flavia a ajuns acolo, a ajuns și în Forbes, și cu Innovation Labs, e super successful, când de fapt este despre tine și trebuie să te gândești tu la tine și ce vrei tu să faci indiferent că X zice o, e manager, are 50 de oameni acum nu o să mai aibă și cred că asta este cel mai mare impact să-ți dai seama că este despre ce vrei tu și nu contează ce poziție ai sau ce se spune despre tine este despre cum te simți tu bine și ar trebui să faci ceea ce te face pe tine să te simți bine dacă aia este că nu mai vrei să lucrezi după ora 6 și închizi tot și spui pe dnd that's ok as long as you are happy Uh, cu balansul dintre viața personală și uh, muncă, eu nu pot să zic că am nu că am un balans, am un balans foarte bun. Doar că ele sunt stau împreună, destul de de mult mi-am făcut uh, ambele joburi, astfel încât acum să se ducă înspre aceeași direcție. Și in Innovation Labs fac, pe lângă organizarea de evenimente care oricum o face echipa, adică nu mai uh, fac eu neapărat asta sau nu mai intru așa mult în detaliu, sunt tot focus pe product, de a învăța product pe alții și de a contura cumva o curiculă de product și de a inspira și pe alții să ajungă product. Eu fiind product și făcând asta, mie nu -mi place să predeau fără să fac și de aia sunt și product la FlowX. Deci la mine cam totul se leagă și pot să vorbesc despre... da, Oricând mă trezesc și cu prietenii despre product și despre dev, deci eu nu pot să zic că am viață personală versus viață de muncă, este o viață care, trebuie să, care îmi place și când o să mai îmi placă o să o schimb. Atât de simplu. Da. Flavia, îți mulțumesc tare mult. A fost o bucurie să avem discuția asta și sunt convins că cei care se uită la noi au foarte mult de învățat și de înțeles. Mulțumesc mult! Dragii mei, sper că v-am fost de folos cu episodul ăsta și că o să dați mai departe conținutul care credeți voi că este interesant și vă aduce valoare. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus și spor la treabă!